În Duminica Floriilor, Șercaia a îmbrăcat haine de sărbătoare. Căminul cultural din sat a găzduit a doua ediție a Festivalului Ouălor Închistrite, eveniment organizat de Gazeta Satelor în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Șercaia. Ce bucurie mai mare poți avea când vezi așa un cioban? Cu ce ești mai? Ești țărani sau cioban? E cioban? Ne aflăm la cea de-a doua ediție a Festivalului Ouălor Închistrite. Ne bucurăm de asemenea să vedem atelierele aici la fața locului în plină activitate. Doamnele cu cea mai mare experiență din zonă. Închistritul ouălor se practică în Șercaia din vremuri străvechi. În timpul postului mare, femeile din sat și-au făcut timp an de an să închistrească ouă și să nu lase această tradiție să se piardă. Și au reușit. Unele dintre ele au adus această îndelenicire la nivel de artă. Ouăle închistrite de aceste femei sunt parcă decupate din reviste. Liniile sunt perfecte și nimic nu te duce cu gândul că au fost realizate de mână. Tehnica nu e deloc simplă și nu seamănă cu cea din Bucovina. Acolo, oul e golit de conținut și abia apoi este încondeiat. În Șercaia, condeiul curge pe oul crud, bine spălat și degresat. După ce s-a realizat conturul cu ceara de albine, urmează culorile. Întâi oul este introdus în culori mai deschise, spre exemplu galben. Se lasă în culoare până când oul s-a colorat. Apoi porțiunile care trebuie să rămână în culoarea respectivă sunt acoperite cu ceară. Urmează alte culori și aceeași procedură de acoperit cu ceară. Ouăle se fierb doar în vinerea mare în culoarea roșie care va reprezenta fondul oului. Majoritatea femeilor din Șercaia au învățat să închistrească încă din copilărie de la mama, bunica lor sau chiar de la vecinele care erau maestre în această artă. Ediție de care ne bucurăm foarte mult, când ne putem arăta tradiția pe care am primit-o de la bunicii noștri și pe care vrem să o dăm mai departe. Da, și vor să învețe și ei să închistrească și chiar trebuie, pentru că avem tradiții foarte frumoase pe care nu trebuie să le pierdem. Da, cred, pentru că suntem bogați, avem tradiții multe, deci plugarul în comuna noastră, sunt multe tradiții, plugarul, udatul fetelor, închistritul ouălor, deci un ou închistrit se dăruia unui drăguț și fetele încercau să facă ouăle cât mai frumos închistrite, cât mai colorate. Un ou închistrit simbolizează fertilitatea, bogăția. Păi ar trebui să fie și fetele să le ofere întâi ouă închistrite. Dacă ar fi luna o zi, bade la mine să... Faptul că în Șercaia femeile închistresc ouă cu multă măiestrie e puțin cunoscut. Femeile de aici rare ori și-au promovat această frumoasă îndelenicire. A apărut uneori câte o știre în presa locală și atât. În plus, copiii din sat nu mai păreau atât de interesați de această tradiție, ceea ce a fost un semnal de alarmă pentru femeile comunității șercăiene. Astfel a venit ideea salvatoare a tradiției, ideea unui festival al ouălor închistrite. Un eveniment care să aducă sub același acoperiș femeile din sat care închistresc ouă, autoritățile locale, copiii care să ducă mai departe acest obicei și invitații iubitori de tradiții. Astfel, în Duminica Floriilor, visul șercăiencelor a devenit realitate, iar ideea Laviniei Gheorghe de a realiza un festival al ouălor închistrite s-a transformat, datorită șercăiencilor și șercăienilor, într-un proiect de succes. Da, și eu am remarcat performanța aceasta de a avea peste 100 de copii îmbrăcați românește. Cred că e mare lucru, cred că de fapt asta reprezintă acest festival. O tradiție pe care suntem obligați să o ducem mai departe, un costum popular pe care trebuie să-l păstrăm așa cum este el și acest obicei al nostru, închistritul ouălor. Da, de la generație la generație, eu am învățat de la mama mea, mama mea a învățat de la bunica ei și bunica, străbunica mea, nu știu, chiar nu știu de unde a învățat, dar știu că bunica mea, care are 92 de ani, îmi spunea la un moment dat că ea așa s-a pomenit cu acest obicei al închistritul ouălor în Șercaia.
În sala Căminului Cultural Șercai au fost pregătite câteva ateliere de închistrit unde copiii au reușit să descopere tainele acestei arte. O altă masă dezvăluia munca femeilor din timpul postului mare. Ouăle șercăiencelor erau frumos expuse pe fețe de masă tradiționale, scoase parcă din lada de zestre a bunicii. Nu au lipsit nici costumele populare din Șercaia. Unele erau purtate cu mândrie de șercăience, altele erau prezentate lângă expoziția de ouă închistrite. Totul s-a desfășurat în acordurile muzicii tradiționale asigurate de cântăreți din zonă, iar scena a fost mereu animată de micii dansatori. Pe mâne sau